Bună ziua, Sophie. Ne auzim, da? Mă bucur. Uite că a apărut și Stream Elements-ul. Sincer, nici nu știam cum să denumesc lecția de astăzi. Pentru că, în fond, ne vom uita la două partide. Și ambele două partide implică un sacrificiu de calitate. Și dacă ne aducem aminte, sacrificiul de calitate este acel sacrificiu prin care noi dăm un turn pe o piesă ușoară. Și m-am gândit să denumesc lecția orei din seara asta valoarea calitativă a pieselor. Valoare calitativă care e puțin diferită față de valoarea cantitativă a pieselor. Știți că la început v-am explicat eu cât valorează fiecare piesă în parte funcție față de celelalte piese. Și am zis că cea mai slabă piesă este pionul, care face un punct. Și pe urmă, așa cum prea bine știi, am zis un cal egal cu un nebun egal cu 3 puncte, turnul 5 puncte, dama 9 puncte, iar regele este fără valoare. Pentru că este neprețuit, nu că ar fi o nulitate. Este neprețuit, nu poți să-l pierzi, da? Asta este însă valoarea cantitativă. Valoarea calitativă este ceva mai special, ca să spun așa, puțin mai complicat, pentru că așa cum îți dai seama la un moment dat în timpul activității tale de șahist, care sper să fie cât mai lungă, îți vor apărea tot timpul poziții în care, de exemplu, un cal este mai bun decât un turn. Sau o damă este de forța a două piese ușoare, deși ea, cantitativ, ar face trei piese ușoare. Și valoarea asta cantitativă, în care, calitativă, scuză-mă, depinde de patru factori. Asta e așa ca un fel de introducere, ca pe urmă să trecem să-ți arăt cele două partide. Deci valoarea calitativă depinde de patru factori. Cred că ți-am mai spus eu, dar mă rog. Sau v-am spus la clasă. Depinde de amplasamentul piesei respective, pentru că una e să ai o piesă în focul bătăliei acolo, de obicei cam în centrul tablei, și alta e să fie pe o margine a tablei, da? Unde nu se întâmplă nimic. Deci depinde de amplasament, de mobilitate, de rolul pe care îl joacă în partidă într-un moment și de stabilitate, că de exemplu, degeaba am un cal nemaipomenit în centrul tablei dacă acel cal poate fi alungat de un pion advers. Dar dacă am, de exemplu, un cal pe un câmp avanpost și mai e din spate și apărat de un pion propriu, după cum îți aduce aminte, avanpostul este un câmp unde eu pot să-mi instalez orice piesă de-a mea, și acea piesă a mea nu poate fi alungată de niciun pion advers.
Un câmp avampost este un câmp foarte stabil pentru piesele mele. Pot să-mi pun o piesă de-a mea acolo și iar dacă e apărată din spate și de o ancoră, de un pion, adică propriu, acea piesă devine foarte importantă calitativ, da? Deci, încă o dată repet, mobilitate, stabilitate, amplasament și rolul pe care îl joacă într-o partidă. De asemenea, v-am explicat la lecție că și la rol există patru tipuri de piese. De-aia zic că valoarea calitativă e puțin mai complicat de explicat la un începător decât acea valoare cantitativă, în care știi că o piesă face atâtea puncte. Pa, la revedere! Dar la valoarea calitativă intervin mai mulți factori. Deci, încă o dată, revenind la rolul pe care îl poate juca o piesă într-o partidă, sunt patru roluri. Cel mai prost rol: să fie afară din joc. Adică, orică e pe tablă, orică nu e pe tablă, nu contează niciun moment pentru desfășurarea luptei. Să fie strict de apărare. Nici aia nu-i mare lucru. Să fie strict de atac. Eh? O piesă bună. Dar cea mai bună piesă este aia care este, poate deveni, este și de apărare și de atac. Deci o astfel de piesă care practic îmi arată mie că are o mobilitate nemaipomenită și poate îndeplini rol și de apărare și de atac. Da? Și cam atât cu introducerea, să trecem la cele două partide care vreau să ți le arăt în seara asta. Și vei vedea, ți le-am ales special, le-am ales special pentru că vom trage o concluzie la sfârșitul acestei ore. Sper să mi-o tragi tu. Pentru că ele sunt foarte, foarte asemănătoare ca manevră și mod de desfășurare. Prima partidă ți-am spus că e bine să te uiți tot timpul la mari jucători să vezi ce mai joacă din când în când. Și am găsit o partidă deosebită de acum 2 ani a lui Alireza Firuja, care ți-am mai spus eu că este considerat Firuja este considerat marea speranță a șahului mondial. Mulți văd în el un viitor campion mondial, un fel de urmaș al lui Magnus Carlsen. Mai suntem pe fir, da, Sophie? Până în răspunsul mi-a prins și o țigărică. Pop, pop. Ok. Deci el la ora actuală, Sophie are 17 ani. Deci acum 2 ani avea 15 ani. Și am găsit o partidă care cel puțin la prima vedere pe mine m-a lăsat așa mut de admirație, ca să spun așa. Deci atenție, Firuja este cu albul și partida începe așa, se desfășoară așa. E4, C5, siciliană, da? Calfe 3, pion D6, cal C3, pion A6 și aici normal joci D4. Încă o dată ți-am spus, tot timpul dacă vrei cât de cât să obții un avantaj în deschidere, este bine ca împotriva sicilienei să adopți sistemul deschis. Deși, încă o dată, asta nu înseamnă că nu te poți pregăti acasă special pentru un sistem închis sau alte sisteme care, variante care pe tine te pot încânta, adică ți se potrivește stilului tău de joc. Și Firuja aici joacă pion G3. Din nou, este foarte bine de foarte interesant la această deschidere că
este extrem de maleabilă, ca să spun așa, și de o parte și de alta, dar mai ales la alb, care poate adopta multe, multe sisteme de luptă împotriva Sicilienii. Deci B5, mutare normală, ce am spus eu în siciliană, de obicei, negru atacă pe flancul damei și asta face într-un mod aproape brutal. B7, B5, iar albul încearcă să atace pe flancul regelui. Și aici firuja revine din nou la varianta deschisă cu D2, D4. C5, AP4, Calfe3, AP4, nebunul din C8 la B7, nebunul din F1 la G2, cazemata, da? La alb. Calfe6, rocadă mică. Acum, dacă în acest moment cu negru joci, ca să spun așa, B5, B4, gândindu-te că nebunul, acest cal, în momentul când pleacă, tu vei bate pionul din E4, nu, calul din C3 va pleca pe D5 și nu vei câștiga nimic cu negru, pentru că acest cal din D5, negru are într-adevăr două bătăi pe el, dar are și albul două apărări, da? Prin rază X și nebunul din G2 participă la apărarea calului din D5. De aceea aici negru își continuă dezvoltarea și joacă E7-E6. Ca eventual acum chiar amenință B5-B4. Observ, Sophie? Deci să zicem aici că eu fac o mutare, un random, joc H3. Atunci acum negru poate într-adevăr să joace B5-B4 și după aceea ce acest cal pleacă undeva, să zicem, să zică mersi, bye bye, ți-am luat un pion, da? De aceea aici albul își mai apără o dată pion, scuze, deci nu joacă H3 normal și joacă turneul. Pentru că acest cal din C3, dacă este alungat, eu să am două apărări pe acest pion din E4. Nebune, 7, dezvoltare, da? Și pion A4. O mutare întotdeauna destul de utilizată de către alb. Când negru joacă B7-B5, este foarte utilizată această înaintare de către alb, pionul de la A2 la A4. Și de obicei, cu nebunul la F1, încerc să-ți explic cât mai, cum să spun eu, cât mai larg, cât mai mult. Cu nebunul la F1, deci poziție de nebun la F1, când nebunul este la F1 și are mai multă presiune asupra pionului din B5, de obicei negru bate. Dar aici, în poziția aceasta, negru trebuia să împingă totuși B5-B4. Deci aici, aceasta era, ca să spun așa, varianta corectă și normală. Pentru ca după cal A2, să zicem, să fac rocadă. Și în momentul când bat, da? Să joc pur și simplu D6-D5, să-ți atac simultan acest cal din B4, da? Cum arată săgeata roșie, dar să fac și 3 bătăi pe pionul acesta din E4. Da? Să fac una, două, trei, ceea ce ar duce la o poziție egală. Dacă mă înțelegi, Sophie. Deci negru și-ar lua pionul înapoi și nu ar exista nicio problemă pentru el. Cu rocad făcut, absolut toate bune și frumoase. Dar negru face o mică inexactitate aici și bate la A4.
Deci, încă o dată, mutarea corectă ar fi fost acolo B5-B4. Să disloce acel cal și să păstreze egalitatea. Această mică inexactitate îl duce pe alb la avantaj, nu decisiv în niciun caz, dar albul după această inexactitate are un mic avantaj. Turnea pe A4, asta este culmea. Acest turn A4 aici, dacă văzuși, ia fi atent aici. Ce semn are turn A4? Semnul întrebării, adică este o greșeală. Deci, practic, și firuja greșește. În ce sens greșește? Turnea pe A4, aici este o mutare normală, dar nu este cea mai bună. Deci, mutarea corectă ar fi fost E4-E5, prin care negru chiar intră în dificultate, ca să spun așa. Pentru că dintr-o dată eu îți atac două piese simultan. Și nebunul din B7, da? Și calul din F6. Și aici, încă o dată, dacă bați la G2, am să-ți iau o piesă. Pentru că în acest moment ai două piese în priză. Și nebunul, și nebunul, da? Deci, practic, rămâi cu negru cu o piesă minus. Deci, bați pionul, zbați nebunul și numărăm piesele ușoare și observ că negru a rămas fără o piesă ușoară pe tablă. Și, practic, deci, la aceste 4-5, tu cu negru ai fi forțat aici, ca să nu pierzi piesă, să joci D5. Dar după nebunea pe B7, E4, nebunea pe A8, DC3, albul tot are avantaj material. Ce avantaj are? Avantajul calității, da? Pentru că aici, practic, albul rămâne cu un turn pe o piesă ușoară, pe ce vrei tu, pe cal, de exemplu, da? Și ar fi în avantajul albului. Dar, încă o dată, ca să observi ceva foarte, foarte interesant, pentru că dacă nu legăm această partidă de următoarea pe care am să ți-o arăt, nu vei înțelege într-un fel de ce greșește albul aici. Pentru că mi-este greu să cred că albul nu a văzut această înaintare, E4-E5. Și am să-ți explic mai târziu. Deci, încă o dată, albul aici bate la A4. Da? Calul din F6 la D7. Înțelegi acum de ce joacă acest cal din F6 la D7? Pentru că negru aici își dă dintr-o dată seama că, într-adevăr, acum, dacă albul l-a iertat odată cu acele 4-5, în continuare merge. Deci aici, dacă tu cumva cu negru faci rocada, negru din nou poate să joace E4-5 să-ți câștige calitatea, da? Cel puțin, dacă nu o pierzi. De aceea acest cal de la F6 la D7, practic, după această mutare, negru nu trebuie să se mai, ca să spun așa, să se mai teamă de aceste 4-5, pentru că acum poate să bată la G2. Și în momentul când bați aici, pot să bat și eu sau să vin cu nebunul înapoi. Și când bat și nu pierd nimic, da? Pentru că nu mai am niciun cal la F6. Revenind înapoi la partidă, deci joacă foarte bine cal F6-D7. Și aici albul, în speță firuja, joacă turnul de la A4 la B4. O mutare agresivă care îi atacă negrului turnul din B, nebunul din B7. Cal C5 și îl apără. Și acum
albul face un sacrificiu de calitate, Sofie. Cum faci cu albul sacrificiu de calitate aici? Încă o dată, sacrificiu de calitate este să dai un turn de-al tău pe o piesă ușoară a adversarului. Ce mută albul aici pentru a executa un sacrificiu de calitate? Hai să o fi că nu-i greu. Când spui sacrificiu de calitate, practic îți și spune sacrifici, practic, deci încă o dată, sacrifici un turn, o piesă grea, pe o piesă ușoară. Un turn pe un nebun, cum este aici. Ce joacă albul? Uite, Sophie, că nu e greu. Turnia pe B7. Deci, acest turnia pe B7, practic, prin această mutare, albul dă turnul din B4. Păi asta, doar asta poate să facă în această poziție. Deci dă un turn pe o piesă ușoară, adică pe acel nebun, da? Pentru că după cal B7, exact acest lucru s-a întâmplat. Deci albul a dat turnul din B4 pe nebunul din B7. Și de aici și survine, ca să spun așa, titlul lecției de azi. Valoarea calitativă a pieselor. Deci, Firuj aici își dă seama că într-un fel nebunul din B7, ca să spun așa, face mai multe paralele decât turnul lui din B4. Da? Ca să spun un secret. Deci eu când am văzut sacrificiul ăsta am zis, wow, mamă, ce mișto, ca să spun așa. Dar doar prima dată, până mi-am dat seama de un lucru. Dar îți explic mai târziu un pic. Până mi-am dat seama că parcă am mai văzut sacrificiul ăsta undeva într-o partidă și până la urmă am găsit partida și ți-o arăt ca a doua partidă. Și deci, încă o dată, calculatorului îți mai spun un alt secret. Nu-i place mutarea asta. Zice că e chiar puțin slăbuță, adică nu vede mare lucru, cel puțin la prima vedere. Stă, el se gândește și nu vede nimic. Dar vei vedea în continuare cum albul, datorită amplasării pieselor sale și datorită faptului că regele negru încă nu a făcut rocada și datorită faptului că are pe tablă un nebun acum la G2, un nebun de cazemată care nu mai are un oponent la B7. Vezi? Negrului lipsește nebunul de la B7 și înseamnă că toată această diagonală H1 A8 este foarte, foarte slabă pentru negru. Și într-un fel aici mutarea normală pentru alb este mutarea
Da, normală, se poate spune, este și logică, E4, E5. Ca să deschidă diagonala acestui nebun, da? Aici, după un calcul exact, trebuie să-ți dai seama că nu prea ai mari șanse cu D6 ia pe E5, pentru că ar urma foarte tare, ca să spun așa, calea pe E6, scuză-mă, și după damă ia pe D1, calce 7 șah, rege D7, turnea pe D1 șah, și după rege C7, cal D5 șah. Și după, să zicem, rege D8, cal pe 6 șah, prin descoperire și zbor turnul din A8. Și pe urmă îți iau și calul din B7, rămâne sub atac, da? Și poziția ta cu negru este pierdută aici. De aceea, calculând această variantă, care într-un fel zici, pe bine, bine, dar negru simplifică mult, scapă de dame de pe tablă. Și regele nu mai are probleme cu rocada, da, dar rămâne cu material în minus. Deci de aceea aici negru se vede aproape silit să închidă diagonala nebunului, da? Și împinge D6, D5 și zice, practic îi zice lui Firuja, adică albului, ce-ai făcut, mă? Mi-ai dat o calitate și n-ai niciun joc cu nebunul ăsta. Dar acum urmează bomba. Calia pe D5. Deci al doilea sacrificiu, dacă primul a fost de calitate, adică a dat un tur pe o piesă ușoară, pe nebunul din B7, acum Firuja mai face un sacrificiu și dă un cal pe un pion. Pentru ce? Pentru a-și pune piesele într-o poziție nemaipomenită de atac la regele negru. Deci trebuie să bați acel cal, că dacă încerci să faci rocada aici, ai vai și vai și amar de tine. Și după ED5, zbanc, cal F5. Deci calul din D4 acum se amplasează bine mersi pe acest câmp de la F5. Rocadă mică, nebunea pe D5. Sophie, în acest moment al partidei, cantitativ, deci din punct de vedere cantitativ, negru are un turn în plus. Ne uităm, da? Are practic un turn pe un pion. Adică un avantaj imens, are 4 puncte în plus. Dar valoarea calitativă a pieselor de pe tablă nu se compară. Deci piesele albe sunt, ca să spun așa, nemaipomenit de bine amplasate și sunt gata să declanșe, albul este gata să declanșeze atacul final. Nebun C5. Poți să spui aici că de ce n-a jucat turna 7, adică să ies de pe legătură și să-mi apăr și căluțul, da? Da, dar la turna 7 urmează simplu damă G4 cu amenințare de mat și la G6 E6 și de fapt cam așa continuă și partida. Dar încă o dată să ne uităm un pic. Deci aici negru este, ca să spun așa, împăcat cu ideea că trebuie să-i dea ceva material înapoi albului, dar se gândește aia, las că îi dau ceva material albului, că am de unde, dar cel puțin schimb damele și nu o să mai aibă niciun atac și de aceea joacă nebun 5. Gândindu-se așa, el o să-mi bată calul, da? Și după dama ia pe D1, turnea pe D1, turna 7, nebun G2, să zicem. Și
Am doi pioni minus, dar am o calitate în plus. Deci armatele ar fi cam egale aici. Observ. Deci albul are un turn și trei piese ușoare, negru are două turnuri și două piese ușoare. Deci așa s-a gândit negru ăla aici. Dar firuja nu vrea să schimbe damele aici. Lui îi place atacul care eventual poate să-l facă asupra regelui negru. Și face prima dată o mutare foarte, foarte inteligentă. B2 pe 4. Și cu această mutare practic îți alungă ție acest nebun de la C5 de pe diagonala asta. A3 F8. De ce? Deci în primul rând vreau să înțelegi un lucru. Nu poți în niciun caz să-i joci ca să spun așa nebunea pe B4. Pentru că dacă joci nebun B4 după damă G4, bye bye nebun, pentru că tu trebuie să iei măsuri să nu iei mat aici. Vedem, Sophie? De aceea, practic, negru aici trebuie să se retragă. Să plece de pe diagonala asta a 3F8. Și, într-adevăr, negru joacă nebun B6. Și te gândești, mare lucru, și ce dacă am plecat de acolo? Păi e mare de tot lucru aici, pentru că acum, după damă, G4, exact așa joacă albul, care amenință mat într-o mutare, negru este, n-are decât la dispoziție decât G7, G6. Da? Și acum se vede marea diferență cu nebunul la C5 sau la B6. Deci el acum este la B6 și nu controlează deloc această diagonală. De aceea firuja are tot timpul la dispoziție să joace aici mutarea asta distrugătoare pentru negru E5, E6, care deschide și diagonale și coloane și tot ce vrei. De ce nu poate să bată negru la D5? Pentru că nu mai are niciun nebun pe diagonală. Și dacă n-ai niciun nebun pe diagonala asta, nu păzește nimeni acest câmp de la E7. Deci aici dama ia pe D5 este o mare greșeală cu negru, pentru că ar urma simplu cale 7 și bye bye dama. Dacă nebunul ar fi fost la C5, albul n-ar fi putut da acel șah, da? Dar așa ar merge cale 7, șah și dam. Și aici, de fapt, când punem calculatorul Sophie, uite ca fapt divers, încă o dată, negru are un turn în plus aici, dar toate piesele lui, după cum observi, ia uite-le, pof, 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 sunt foarte, foarte departe de acest rege, care practic este, ca să spun așa, supus unui atac nemaipomenit de către piesele albe. Deci albul practic are în atac aici câte piese? 1, 2, 3, 4 și vom vedea că și 5 și 6. Deci toate piesele albului sunt călare pe regele negru, da? Deci încă o dată hai să-ți arăt aici să vedem ce zice domnul calculator, care zice așa că orice joacă negru aici este pierdut. Vezi? Este plus urmat de minus. Deci îți repet, negru are un turn în plus, dar siguranța regelui lui este compromis. Care este prima alegere a calculatorului? Cea mai îndârjită apărare este damă F6. Exact asta joacă săracul negru aici. Urmează însă și să vezi cât de elegant și frumos îl bate firuj aici.
Deci negru joacă damă F6, urmează însă E6, E7, opsa, turne 8 și acum vine bomba finală, ca să spun așa. De fapt n-a fost finală, că a mai încercat ceva, dar mă rog. Deci nebunea pe F7, superb. Deci când vezi o astfel de partidă de atac, chiar dacă până atunci nu iubești șahul, imposibil să nu-ți placă. Deci acest nebunea pe F7 în partidă, negru a jucat rege H8 și a dat turnul din E8. Dar să ne uităm un pic și să observăm următorul lucru, că nu poate să-l bată acel nebun nici cu regele, nici cu dama. Să vedem ce se întâmplă dacă l-ar bate cu regele, care e cea mai proastă. În momentul când îl bați cu regele, ești mat în două mutări. Damă C4, câmpăzit de cal. N-ai decât damă E6 și uite ce strigă calculatorul în gura mare. Mat! Made. Da? Iar dacă bați cu dama, urmează cal H6, șah și damă. Dar știi care-i frumusețea ei, Sophie? Că de fapt albul nici nu ia dama negrului. Deci cal H6, ia fi atentă. Rege G7, șah de nebun. Nu mă grăbesc să iau dama aia neagră. Și practic aici, dacă bați acest cal, îți dau mat. Made. Dar dacă nu poți să bați acel cal, ce poți? Doar să bagi damă în față. Asta e o adevărată chinuială pentru săracul negru. Îți iau dama? Nu. Îți dau șah de cal din nou. Nu poți să bați cu pionul că e legat, nu poți să bați cu dama că e legată. Rege F7 și din nou șac. Și din nou mat. Deci nu mă interesează dama acolo. Deși eventual puteam să iau și dama, că nu. În partidă, observând într-adevăr că nu poate să bată cu nimic, acel nebun a jucat rege H8. Partida a continuat însă așa. Nebun ia pe 8, G ia pe F5. În continuare, negru are avantaj material. Urmează însă nebun F7, să scodam sau să te dau mat la G8. Zice, bine, dar îți luai și dama. Feia pe G4, urmează însă damă, mat. Sophie, acum eu cel puțin nu știu cât îți place ție șahul, dar eu când am văzut partida asta am zis, mamă, cum poate să joace puștiul ăsta la 15 ani. Și normal că ești impresionat și zici, mamă, ce talent uriaș, mamă, ce viziune, mamă, ce... Dar pe urmă, încă o dată, că de asta spun eu, gândindu-mă eu mai bine, că prima dată îți sare în ochi acel sacrificiu de calitate. Deci când a bătut cu turnul din B4 la B7. Și pe urmă mi-am dat eu seama, eu, de exemplu, marele meu jucător de șah favorit este Garry Kasparov. Wow! Deci eu, de exemplu, am două cărți cu partidele lui Kasparov din 79 până în 95. Prima e din 79 în 89 și a doua e din 89 până în 95 inclusiv. Mai ales aia a doua, am făcut o ferferință acolo. Și le-am făcut mai de mult, cam acum vreo 20 de ani. Sunt pline de notări cărțile alea, sunt cu foile, cavai de ele. Dar mi-am adus aminte că mai văzusem, ca să spun așa, manevra asta într-o partidă de-a lui Kasparov. Și-a căutat eu un figurat pe acolo și am găsit partida respectivă.
Și mi-am dat seama de un lucru pe care vreau să-l spui tu la sfârșit. Ia fii atent aici. Uită-te la partida asta. Deschid. Și dăm la partida lui Kasparov. Deci, încă o dată, partida asta care ți-o arătai, prima este jucată acum 2 ani. Adică în 2019. E, Sophie, și acum îți arăt o partidă de-a lui Garry Kasparov, care a jucat la alb, împotriva lui Alexei Shirov, jucată în 1994, adică acum 27 de ani. Deci dacă prima este de acum 2 ani, partida asta e de acum 27 de ani. Apropo, Shirov și la ora actuală, ca să spun așa, este un jucător activ și foarte puternic. Este genul lui Tal, este un jucător foarte puternic de atac și a câștigat recent un concurs pe la Spanioli, am impresia. Am să-ți arăt și o partidă de-a lui Shirov cu prima ocazie. Dar vreau să te uiți la partida asta, în care Kasparov încă o dată este cu alb și Shirov este cu negru. În care se joacă tot o siciliană, puțin diferită, este varianta Pelican, îi zic unii, alții zic Jveșnikov, mă rog, după cei fiecare. E4, C5, calfe 3, E6. Deci în partida anterioară negru mutase D6, aici își mută E6. D4, siciliană deschis. 1995, nu 1455, Sophie. Deci 1994, 1994, scuză-mă, Sofie, că mă pasă 1445, nu, Sofie, 1994. Deci acum 27 de ani. Revenind la partidă. Deci D4, CD4, cal D4, cal F6. Deci aici aproape ești forțat cu albul să joci cal C3, să-ți aperi pionul. La prima vedere zici, păi de ce nu împing E4, E5? Să-ți dau calul ăsta să te fac să mai muți odată. Păi nu poți, asta e o greșeală aici pentru alb, pentru că negru ți-ar da șah și pion. Și te-ar lăsa fără un pion. Deci un atac dublu, da? De aceea aici albul trebuie să joace cal C3, e variantă teoretică. Cal C6, ca să nu mai ai la dispoziție E4, E5, că ți l-aș bate cu căluțul. Și acum începe așa zisa variantă Pelican. Albul mai are o continuare aici, calea pe C6. Și după BC6 să joace acum E5. Și la cal de 5 să joace cale 4. Asta este o altă variantă din siciliană. Nu vreau să te încarc cu prea multă teorie aici. Este tot o partidă celebră, adică celebră. Are mai multe partide celebre și în varianta asta Kasparov. Și poate am să-ți arăt cu altă ocazie. Însă aici, deci, poate să joace și calea pe C6, însă în această partidă Kasparov adoptă acea variantă Pelican, care începe cu acest cal de 4 la B5. Practic, care este amenințarea albului aici? Să-și face cal de 6, șah. Deci, încă o dată, dacă tu cu negru aici jos, să zicem, A7-A6 și să-i pui întrebarea acestui cal care e în țara ta, bă, ce cauți aici? Păi albul joacă aici cal de 6 șah și practic tu cu negru ești obligat să-i dai perechea de nebuni. Și având în vedere că și centrul este relativ deschis, este un avantaj ăsta pentru alb? Da. De aceea, aici, negru trebuie să joace de 7 de 6. Da? Și așa s-a jucat. Asta este varianta Pelican. Uh,
normal că nu mai poți să bați la D6, că negru are două apărări pe pion, da? Dar albul și aduce a treia. Nebun F4. În continuare amenințând să bată la D6. Și din nou, practic, obligându-l într-un fel pe negru să răspundă cu E6, E5. Mai de mult, de tot, acum vreo 50 și ceva de ani, Petrosian aici, împotriva lui Bobby Fischer, a încercat cale 5. Dar acest cale 5 este îndoielnic. Revenind la partida de față, deci negru joacă E6, E5, care nu numai că scap de problema pionului din D6, dar atacă și nebunul din F4. Dar după nebun G5, și A7, A6, cala 3, B7, B5, dacă vedem săgeata aia roșie, ce vrea să ne facă negru aici? Furculiță de pion, să ne atace simultan ambii cai. Ideea este aici următoarea. Deci, încă o dată, suntem pe teorie curată. Albul joacă aici cal de 5, pentru că acest cal este legat, în spate este dama. Deci negru joacă nebune 7 și în acest moment acum se vede în fond toată ideea, ca să spun așa, acestei deschideri. Albul dă el aici perechea de nebun și joacă nebunea pe F6. De ce? Pentru că în momentul când albul l-a forțat pe negru să împingă E6, E5, acest câmp de la D5 a devenit un avampost pentru căluțul alb. Îl vezi? Mai poate fi alungat acest căluț de vreun pion negru? Nu. Are și ancoră în spate? Da. Este un câmp nemaipomenit. Este acest căluț la D5 puternic? Da. Deci, practic, Kasparov vrea să rămână cu un cal tătic la D5. De aceea elimină acel cal din F6 și dă cu mare plăcere, ca să spun așa, nebunului din G5 pe calul negru din F6. Deci nebunea pe F6, nebunea pe F6 și C3. Care este ideea acestui C3? Dacă ne uităm, ce piesă albă stă destul de prost? Calul din A3. Deci acest cal din A3 vrea să-l aducă pe ruta asta. Pof, pof. Da? Să-l aducă de pe margine pe această rută și să mai susțină odată, încă o dată, ca să spun așa, acest cal din D5. Și Rov joacă aici nebun B7, cal C2, cal B8, da? Și aici Kasparov joacă A2, A4, da? Câte bătăi am eu pe pionul din B5? După cum îți arată săgeata roșie și săgeata roșie scurtă, săgeata verde lungă, două bătăi, da? Și practic, dacă ți-aduci aminte din partida anterioară, și aici, ca și în partida anterioară, negru bate în A4. Da, aici e bine să bată. Deci negru bate în A4 și bine face. B5 ia pe A4. În primul rând nu merge B4, da? Pentru că ți-l iau cu căluțul meu din B4 sau chiar nu cu pionul, cu căluțul. Deci ca să nu pierzi pion aici, trebuie să bați cu negru în A4. Kasparov bate. Este poziția diferită într-un fel față de poziția anterioară? Din partida anterioară? Da. Pentru că acolo firuja avea aici cazemată cu G3 și nebun G2. Aici Kasparov are nebunul la F1. Dar ideea este aceeași. Ia fi atent aici, Sofie. Deci, Shirov joacă cal D7, Kasparov joacă turn B4 și Rov joacă cal C5. Ce joacă Kasparov aici? Dacă ții cont și de partida anterioară.
Hai să fii, fă un sacrificiu de calitate, ca și în partida anterioară. Nu s-o fi ca la, nu-i sacrificiu de calitate, ăla-i sacrificiu de piesă ce ai, nebun B5. Pe-mi bate cu AU. Nu, turnea pe B7, n-a jucat la fel și Firuja. Și-a dat turnul din B4 pe nebunul din B7. Nu este manevra practic identică? Și negru normal că i-a bătut. Calea pe B7, da? Nu e nimic, Sofie, nu e nimic. Deci, practic, este exact aceeași manevră. Este poziția diferită, da. Și într-un fel este mai complexă decât în partida anterioară, pentru că acolo s-a văzut clar, aproape de la început până la sfârșit, totul a decurs într-o singură direcție. Așa cum curge râul de la deal la vale, se duce în jos. Aici Kasparov, când face acest sacrificiu, ca să spun așa, îți trebuie multă înțelegere a poziției. Și uite-te, fii atent, vreau să, deși îmi pare rău că nu mai avem decât un sfert de oră, că de aici, dacă vrei să știi, pot să-ți fac comentariu la partida asta încă vreo 2 ore de aici încolo, dar mă rog. Deci fii atent aici la mutarea următoare a albului, B4, care practic, cel puțin pe moment, face acest cal din B7 un cal pateu. Nu mai are niciun câmp. I-a luat câmpul C5, i-a luat câmpul A5, la revedere. Nebun G5, că stătea prost acolo, da? Vrea și el pe o diagonală deschisă. La F6 ce făcea nebunul ăla? Cala 3, rocadă mică, pentru că te amenințam cu eventual... Deci fii atent aici, Sofie. Deci acest cala 3 are două scopuri. Deschide diagonala damei să-ți dea acest șah năucitor. Dar în același timp vrea să ducă acest cal la C4. Deci hai să zicem aici că faci o mutare de genul acesta, nebun H6. Păi îți dau un șah la A4 de nu te vezi și te las fără rocadă. Că practic dacă joci aici damă de 7, îmi iau calitatea înapoi cu acest cal și 7 șah și tur, da? Că dama nu pot să bat, că e legată. De aceea aici, după cal a 3, ăsta săracul negru zice, stai tătic, o să fac repede rocada. Deci nu joacă nebun H6. Face repede rocada, da? Și acum trebuie și albul într-un fel să... Că dacă stai să te uiți și nu analizezi cum trebuie poziția aici, te gândești, bă frate, ai făcut sacrificiu de calitate? Ai într-adevăr un cal nemaipomenit la D5, care este un cal tătic, că de asta vorbesc eu, valoare calitativă a pieselor. Deci, cantitativ, acest turn, să zicem, de fapt, oricare dintre cele două turnuri negre, cantitativ sunt mai valoroase decât acest cal din D5. E, calitativ, nu e așa. Acest cal din D5 e mai tare decât oricare dintre cele două turnuri. Da? Cal C4, vine și al doilea repede, puf, puf. A5, o mutare foarte bună de Shirov, încă o dată ți-am spus, este un jucător de atac și foarte imprevizibil, chiar și la vârsta asta, mulți îl consideră un fel de urmaș al lui Tal. Și acest A6, A5, care practic îi deschide lui turnul din A8 și vei vedea că acest turn din A8 va intra foarte repede în luptă. Și atunci Kasparov zice, hai să-mi termin și eu repede, ca să spun așa, dezvoltarea și deschiderea. Nebun de 3, bate. Cu ce bat aici? Normal că bat cu pionul. Să
Să nu cumva să bați aici, dacă ești cu albul, zici că bat cu acest cal. În primul rând, calul meu stă nemaipomenit aici. În al doilea rând, îi dau voie acestui căluț negru să intre în luptă, da? Deci, la B4, albul bate cu pion. Dar acum, încă o dată ți-am spus, Chiron nu e de aici, de acolo. E mare maestru și era și acum 27 de ani, nemaipomenit de puternic. Turnul lui, ia uite-l, e foarte, foarte activ. Dama B8, H4. La fel ca și... cred că... ca și în partida, în prima partidă care ți-o arătai, dacă ți-aduce aminte, acolo Firuja a făcut o mutare de genul B2-B4 ca să gonească nebunul de pe diagonala A3-F8. Aici acest H4 gonește nebunul de pe diagonala H4-D8. Pentru că ți-l atac. Și nu prea ai un să te duci, nu poți să te duci la F6 că stric structura de pion, stric scutul și e vai și amar de fundulețul tău cu negru. Și atunci negru joacă nebun H6. Urmează cal B6, turna 2, cum să-ți dau calitate, rocadă mică. În sfârșit de bine, în acest moment face și Kasparov rocadă. Dar uite-te într-un fel ce e, încă o dată, partida asta este foarte, foarte complexă, spre deosebire de prima, care a fost și aia foarte frumoasă, dar aici negru se opune cu îndârjire albului. Deci nu poți să știi aici, poți să faci greșeli atât cu albul, dar și cu negru. Deci turn D2, dar și cu albul. Dama F3, ca să nu pierzi nebunul din D3. Turnul din D2 era apărat de nebunul din H6. Dama A7. Cal D7. Și aici, într-un fel, ca să spun așa, Chirov greșește. Deci până aici, dacă punem calculatorul, zice că poziția este egală. Dar este egală numai dacă fugi cu acel turn din F8. Dar vreau să înțelegi de ce Chirov aici practic îi dă calitatea înapoi lui Kasparov, dar nu face bine. Deci, încă o dată, Chirov aici joacă cal de 8. Să-și mai apere o dată acest câmp din F7. Dar un calcul exact arată aici că mutarea corectă ar fi fost turn 8. Adică să nu dai. Și precis Chirov a luat-o în considerare, dar cred că n-a putut să ducă varianta până la capăt. Ia fi atentă, Sofie. Cred că n-a văzut mutarea asta. Precis a calculat varianta asta. Fii atent aici, Sofie. Cale 7, șah, rege H8, dama ia pe F7, înspăimântător. Trei piese albe pe linia 7-a ta. Deci regele ăsta precis, deși Rov aici se simțea foarte, foarte. Dar aici, de fapt, totuși este remiză. Deci negru bate acest nebun și deși la prima vedere după cal F8 ești pierdut cu negru pentru că albul ți amenință brutal dama G8 mat, de fapt Chirov ar fi avut aici mutare de scăpare, dar cred că n-a mai văzut-o, n-a putut să ducă poziția asta în capul lui până în acest moment. Deci aici Chirov ar fi avut la dispoziție acest dama 2. Dama fiind apărată de turn. Și dama păzindu-te pe tine cu negru de matul albului pe G8. Deci acum nu mai poți să joci dama G8 că-ți bat dama cu dama. Și practic aici, ca să spun așa, albul ar fi forțat să facă remiză cu șah. Și iar șah, n-ai decât rege H7 și iar șah. Și să repete poziția, rege H8 și iar șah și iar șah.
pentru că nu poți să bați calul acesta, că ai pierdut. Da? Deci asta ar fi remiza aici. Dar nu cred că a văzut Șirov aici. N-a văzut varianta asta. N-a dus-o până la capăt, nu știu. De aceea lui era frică de, ca să spun așa, să ții minte, Sofie, tot timpul că o partidă nu se poate câștiga dacă nu există greșeli. Deci la un moment dat, ca într-o partidă decisă, unul trebuie să greșească. Deci odată în această poziție Șirov zice, hai, ia-ți turnul înapoi, numai ca să scap de atacul tău, și joacă Caldău. Și Kasparov zice, gata, te accept, pac, pac, îl iau. Rege ia pe F8, B5, Kasparov zice, ia uite, armatele în acest moment sunt egale, da? Dar nebunii sunt de culori diferite. Există încă dame pe tablă, deci nu este final, este joc de mijloc. În jocul de mijloc, la nebun de culori diferite, partea care atacă are o piesă în plus. Și în plus, Kasparov cu acest B5 îi transmite negrului că eu am un pion liber și mă duc să-l transform în a doua damă. Dar Șirov aici joacă, încă o dată, nu se lasă una cu alta și joacă dama a 3. Câte bătăi îți fac eu pe acest nebun din D3? 2. Și la prima vedere zici, băi frate, nu am la dispoziție decât să fug cu nebunul, că nu mai pot să-l apăr. Dar în momentul când fug cu nebunul, să zicem că bun nebun C4 sau nebune 2, negru schimbă dama. Și acum, aici, deși ai un pion liber, nebunii de culori diferite și e final. Asta e remiză, chioară. Nu mai pot să sper la victorie cu albul aici. Ce joci cu albul ca să joci în continuare la câștig? Uite ce mutare. Deci când ai o piesă atacată, primul lucru la care te uiți, Sofie, contraatacul. Damă F5. Pur și simplu Kasparov zice, mănâncă-l tu pe ăla dacă vrei. Și aici, dintr-o dată, chiar dacă nu vezi din prima ce se întâmplă aici, trebuie să te întrebi, băi, de ce mi-a lăsat ăsta un nebun în priză? Și, practic, îți dai seama că nu poți să bați acel nebun. Indiferent că îl bați cu turnul sau cu dama, să zicem că îl bați cu dama, păi după dama de 7 te-ai ridicat. Că ești mat. Observ, ai acest cal în priză, să zicem că muți, ce muți? Cale 6. Pe urmează șah, urmează șah, urmează șah, și urmează mat. Mate. De aceea aici, săracul negru, și asta totul datorită faptului că regele ăla negru nu este la G8 și n-are lupt făcut. Își dă seama într-adevăr că nu poate să bată acel nebun și joacă Rg8. De ce joacă Rg8? Ca să nu mai ajungă dama la D7. Da, practic acest rege, săracul, de la siguranța rocade acolo, de la whisky, televizor, trabucuri, încet, încet a fost tras de mustăți spre centrul tablei. Nebun C4, acum zice și Kasparov, nu ți-l mai dau. Turn C2, se duce după el. Damă H7. Deci îi iau un pion. În acest moment Kasparov începe, gata, hai. Și acum, practic, după turnea pe C4, damă G8, șah. Practic își ia piesa înapoi, da? Rege de 7. De fapt ia calitatea, uite. Cal B6, șah. Rege 7, delatat. Calea pe C4. Deja acum s-a rupt echilibru material. După cum observ, hai că nu mai te țin mult. Deci practic am o calitate și un pion în plus. Damă C5. Atacându-i calul. C5,
Când ai o piesă atacată, ce faci prima dată? Contraatac. Kasparov zice, ia-o tu dacă vrei, ia calul ăla, turna 1. Și practic din nou negru își dă seama aici că nu poate să bată acest cal. Că dacă bați calul, urmează șah. Și să zicem că joci rege 6 ca să nu iei calul cu șah, dai eu tot. Dama e 8, rege pe 6, dama ia pe de 8 și ești pierdut aici. Contracta cu Sofie, foarte bine. De aceea Shirov aici își dă seama că nu poate să bată acel cal și că trebuie să fie cu dama cu ochii pe acest câmp la A7. Deci, încă o dată, momentan eu cu albul nu pot să-ți dau șah la A7 că negru are o damă pe diagonala asta, G1 A7. Dar, încă o dată, dacă bați, îți pot da șahul la A7 și îți câștig partida. De aceea Shirov aici îi joacă damă D4. Adică îți atacă acest turn, dar sunt și cu ochii pe așa, pe câmpul așa. Încă o dată, turn așa, 3, turn pe linia 3, liftare de turn. Încă o dată nu pot să bat, că încă o dată urmează șahul pe A7. Și atunci Shirov aici se agață cu dinții el, dar joacă nebun C1. Mai dă o dată în turn. Dar Kasparov aici joacă cale 3. Deci vezi, Sofie, cum tot timpul albul face cele mai bune mutări, cum? Urmărind cele mai agresive mutări. Din nou contraatac. Păi poți să bați acest turn? Nu, că îți dau șac și damă. Bye bye. Și rămâi practic cu mult, dar mult material în minus. Ești complet pierdut aici. Și de fapt, dacă vrei să știi aici, Shirov a cedat. Pentru că practic ești, vrei, nu vrei, trebuie să bei Grigore Aghiasmă, ca să spun așa. Trebuie să bați acest nebun. Dar după turnea pe 3, rămâi cu mult material în minus, rămâi cu un cal făcut pateu aici cel puțin pe moment. Și acum în încheiere, Sofie. Seamănă ca manevră de început a combinațiilor și a poziției cele două partide între ele? Da. Adică, de fapt, nu că da. Sunt identice. Ceea ce a jucat Kasparov în 94 împotriva lui Shirov, așa a jucat Alireza 25 de ani mai târziu. Este talentat Alireza? Da. Dar totuși, care e concluzia noastră finală? Îți spun eu, știi care? Că oricât de talentat ai fi în șah, trebuie să și muncești. Și practic se vede clar aici cum Alireza Firuja, care este numărul 19 în lume la ora actuală, n-ar fi ajuns pe asemenea loc nemaipomenit dacă n-ar fi studiat partidele marilor maestri din trecut. De fapt, a super marilor maestri din trecut. Că, de fapt, doar asta poți să spui despre Kasparov. Deci, oricât de talentat ești, la un moment dat trebuie să pui osul, cum s-ar spune, da? Bine, Sofie, hai. Te las, depășim cu 4 minute. Sper că nu e mare depășirea. Bine, hai, să ai o seară plăcută, ne vedem mâine seară, da? Pa, pa!